Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Storage Hunter. Oameni buni, am văzut că v-a plăcut video anterior în care am încercat jocul ăsta pentru prima dată. Ce drept, chiar m-a luat prin surprindere jocul și mi se pare destul de interesant, așa că astăzi o să ne mai distrăm puțin cu el, să vedem ce putem găsi, ce comori ascunse se află în depozitele astea, în spațiile astea de depozitare, așa că o să încercăm să cumpărăm cât mai multe și mai important de atât, o să încercăm să obținem cât mai mulți bani. Așa cum încercăm să obținem mereu cât mai multe like-uri la clipuri, așa că dacă vă ocupați de treaba asta, poate obținem și o grămadă de bani. Poți da peste oameni? Ok, bine de știut. Deci jocul ăsta nu implică niciun fel de violență, doar violență verbală. Oh, pare promițător. Nu prea, nu știu ce să zic, dar pare. Ok, sunt gata. Mă bag. Super. Da, mă, o iau pe femeia asta tot cu spațiul de depozitare. Hai. Pleacă, mă. Hâșam și. Yeah. Te bași și tu, mă, Ian. Yeah. Hai, leu. Okay. Mă, dacă ajunge la 250, ori mai mă bag. 250 s-ar putea să fie puțin cam mult. A meu e. Respect, a meu e. Faceți loc săracilor. Am de vândut pe aici. Un TV? Quality normal. Încă un chest. Oh, putem să reparăm asta. Level 2 fixing. Halloween ghost. A, trebuie verificare mai bună. Păi și ăsta cel duce la fashion and beauty. Ok, stai așa un pic. Hai să luăm chestiile mari. Mamă, cât a tele... Ăsta e televizor, mă, stai bătaie de joc. Unde e televizor? A, respect, e televizor. Ok, și chestul ăsta trebuie să-l ducem la locksmith. Ouleu, stai așa un pic. Perfect. Hai să inspectăm și ăsta. Luăm și caloriferul. Și hai mă că vindem noi aici tot ce se poate. Ăsta la beauty trebuie să-l ducem undeva. Nu știu cum rezolvăm. Deci ăsta trebuie dus la beauty. Bă, să nu pierdem tigaia că e valoroasă. Mă, cred că s-ar putea să stea. S-ar putea ca lucrurile noastre să încapă. Încet și sigur, vă zic eu că s-ar putea să încapă. Aveți încredere în proces. Procesul o să funcționeze. Gata. Bun, hai să și vindem din lucruri. Îmi place că ți le... Băi, mai era ceva aici? Și momentan avem doar 196 dolari din 240. Stai să ne ducem cu fantoma aia la... Cum îi spune, trebuie să ne ducem la ăla. La băieții aia. Să îi dea cu verificare. Dar cred că în drum spre... A, nu putem să vină direct aici, am zis că în drum spre... Spre pawn shop putem să dăm și chestul la treabă. Oh, asta trebuie verificate mai bine. N-am verificat oala aia, pe bune? Stai așa un pic. Ok, 10 dolari. Nu verificasem oala aia, s-o dăm. Bun, astea două. Ăsta la equipment trebuie să-l ducem și după aia la fashion and beauty. Hai să ne băgăm. Ok, lockpicker-ul fix pe partea asta altă. Și putem să dăm lejer chest-ul și după aia asta o ducem în orașul celălalt și cred că ne și îngrădim la următorul auction. Atât. Ce zici, puiule? Ne blochează-mi și mie aspectul ăsta. Auction, sign me up la 5 p.m. Oh, avem timp destul până la 5 p.m. Avem destul timp. Mă, dar de ce nu e de ăsta de appraising
atât mai aproape. Legit trebuie să mă până în capătul lumii ca să verific un item. Și jale. E jale rău de tot. Mai trebuie să luăm și benzină. Stai, are curios dacă fantomul ăsta vă doarează ceva, că e primul item albastru pe care l-am găsit. Sau ce puțin, printre puținile iteme albastre pe care le-am găsit. Și bine, poate descoperim și noi fast travel, ar fi ceva. Să putem călători mai repede dintr-o parte în alta, nu să ne mai bibilim atâta. Sau poate putem să punem nos. Cum ar fi să punem nos la mașină? Așa avem muzica asta nebună. Mamă, dar cum ținea meu brațele? Doamne, cum ținea meu brațele? Deci momentan ne mai trebuie cred că vreo 100 de dolari. Deci chestia asta pe care avem noi acum ar trebui să valoreze 100 de dolari. Cred că o să mă opresc din a cumpăra spații de stocare dacă astea arată jale. Adică ăla părea promițător că aveau multe obiecte înăuntru, dar nu știu cât de... Na, nu prea a fost chiar așa de cum mă așteptam. Și undeva pe aici trebuie să fie. Mai am benzină? Mai am benzină, am rezervorul pe jumate, e perfect. Bine, putem să ne mai scoatem mai mulți bani dacă reușim să vedem și de ala. Să vedem și ce-o fi în chest. Poate chestul e bine în clutch acum și ne salvează. Acum nu știu ce să cred. Bună. Verificăm și mie itemul ăsta. Mă, 30 de dolari direct. Bun, și acum nou ne trebuie. Bă, dar de ce toate actionurile trebuie să fie aici? Așa departe. Legit, e atât de departe cât avem de mers până la auctionul ăla. Dacă că știți cum e, ne auzim acolo. Hai că am ajuns aproape să ne mai trage niște bani pe dreapta. Sau să tragem mașina pe dreapta. Ia, faceți loc, faceți loc. Mă, dar asta a rămas deschis, mă. Mă, mai e ceva aici. Eu cred că mai e ceva aici, dar e buguit. Posibil să fie în podea ceva, dar nu dau seama. Ok, stai aici, mă. Presupun, nu știu, mai sus de 175 nu cred că merg. Okay. Hai că ne-a deblocat ăla. Come on. Yeah. Tu-ți capul tău, femeie. Yeah. Respect. 141. Mamă, dar cât de sărac arată caracterul meu. Ok, văd că avem câteva chestii de instant sale. Car atât. Avem o bancă. Un lanț. Ah, kids chair. Quality is bad. Încă un lucru pe care să-l duce la desfăcut. Șurubelnița. Ok, hai să facem loc de banca asta. Doamne sfinte, nu poți că am luat o bancă. Știi că nu o să aibă loc chest-ul acum, văd. Bine, putem să-l lăsăm, că ne întoarcem noi după el. Bă, dar de ce e așa fix asta? Ia stai așa un pic. Dă chest-ul. Facem noi un pic de Tetris aici în mașină. Bun. Oxygen tank-ul ăsta. Bun. Hai să luăm și scaunul ăsta de copil. Puțin Tetris, nu glumă. Ăsta. Jurubelnița. Hai să punem și haina. Perfect. Luăm și lănțucul. Pun la acolo. Și turboreactorul ăsta ce-o fi el. Și banca. Și toate-s gata. Dar ce-a rămas storage-urile astea deschise, cred că pe timp de... Până se resetează ziua, știi? Ok, hai la Nelul lăcătușul ăla. Să lăsăm chest-ul. Sau bine, vedem care e primul în cale și ne oprim acolo. Da, e
tot actionul ăsta aici. Bun, trebuie să facem level 10 cu blueberry location. Ia zi-l, frate. N-am verificat ăsta. Îi vindem noi toate prostiile. Stai așa că eu n-am verificat itemul ăsta iar. Iar mi-a scăpat unul. Toy radio. Dacă niște bănuți, vezi că ne-am luat și bani înapoi. Ne-am făcut bani înapoi. Ce aveți? Bun, hai să vedem ce e în chestul ăla și după aia să verificăm ce appraisal i-a dat aia. Vedem cât a apreciat că e de fapt ăla al nostru. Hai, cam parcă aș uit toți banii. Salut, bro. Iau și pe ăsta, bro. Asta odată. Open. Rare book. Hobbies and toys. Să trebuie să ducem la Hobbies and Toys să o verifice și... Unknown Beauty. Asta iarăși trebuie verificate. Să iau verification tool level 2. Să se ducem în orașul vecin să le verifice, că nu cred că avem de la de shop aici. Ok, numai chest-ul trebuie să-l ducem la ăsta să-l vindem. Ok, hai să-l ducem să-l vindem. Și... Oh, nu. Oh, nu! Gata, frate. Gata, frate, mă panicasem că nu mergea. Ce aveți? A, vedeți că stai cu eu pe aici printre clădiri. Da, hai, cum ai, dacă e. Deci la de hobby-uri și la de bijuterie, parcă, nu? Ia, stai așa. Ia zic Rick Harrison. Ce am, wait, am un petic? What the fuck, era un petic aici? Mă, stai mă un pic, ce? Unde e peticul? Cine știe unde o fi peticul ăla? Ok, hai să vedem, poate găsim peticul ăla, că s-a spawnat un petic de nicăieri. Ah! Respect peticul de pus. Stai așa, poate putem să-l și reparăm. Level 3 fixing. Ia, frate, și peticul ăsta. Ce tot îmi zice? Ah, catenat ăsta aici. Bun. Dar maps and skills, mai luăm și noi ceva? Nu, cred că pe aici trebuie să fie la tools. Mamă, 2000 de dolari, bă, dar greu faci bani, mă? Greu, mă, al naibii. Ok, care e mai aproape? Ok, ăsta e mai aproape și unde e la de jucării? A, ăla e mai în față și el. Mă, o să trebuie să ne oprim la o benzinărie pe drum. Că ne trebuie, deci știu că e una fix după podul ăsta de aici, așa că o să ne ocupăm de chestia asta și după aceea să verificăm și itemele pe care le avem. Ia, mă, momentul adevărului. Ah, să-i dăm și asta să-l verifice. 200 de dolari? Wow, vezi că a plecat... A plecat schema. Mamă, ne-a rezolvat și ăsta cu blueberry-ul lui. Trebuie să uităm hartă, poate există vreo opțiune de fast travel. Că te cam obosește călătoritul ăsta de colo-colo. Mă gândesc că tu ar trebui într-o zi să mergi la cât mai multe action-uri posibil să-ți cheltui banii și apoi să vii la ăstea și să-ți rezolvi dilemele. E o posibilitate. Bună, am și eu chestia asta, verificăm și mie, mamă, 3 ore. Ok, și noi n-avem cum să zic că pot să dau fast travel până aici, nu? Trebuie să path, zoom, nu. Ok, mai prindem și noi vreun auction până la 7 seara. Până la asta de 8 seara, la junkyard. La junkyard, unde e asta? 500 de metri încolo. Oh, ok. Vezi că merge. Și bă, că în drum e și de ăsta de vândut chestii, deci putem să vindem eu ăsta cu toate, că na, nu facem reputație cu bărbăriul nostru, dar e în regulă. Bun, și unde e intrarea la ăștia aici? A, aici pe lateral, că ții minte că m-am chinuit să-i caut intrarea. Atât, vină cu ace. Mă, ce? Mă, ce? Ar trebui să fie non-stop.
Bă, Rick Harrison. Refuz să cred, nu? Ne-a dat gherlă. Hai, lasă, mergem la Junker, că pierdem... Asta, licitația. Ui, mama e de treabă. Mă, dar facem accident. Ne accidentăm grav aici. Ei, lasă-mă, dacă mergem cu toate astea după noi, nu mai contează de acum. O să iau pe aici? Ah, ok, nu există ziduri invizibile care să oprească. Chiar am crezut că ziduri invizibile sau ceva. Că am încercat să iau mai devreme pe un ăsta și părea așa că mă oprește ceva. Da, n-ajungea nici mort la aia, bă, la auction-ul ăla. Credem că se-ți dă alea scumpe și mă dă peste cap. Ah, cargos. Gata, frate, mă bag. Dă-i tante. Ioi, ce de iteme. Mă bag. Merită mult. Ok. 300, hai, maximum. Ok. Du-te, mă, de aici. Go big or go home. Yep. 500, ultima mea ofertă. Gata. M-a prostit de 400 de dolari. O minge. O chiuvetă industrială, bro, nici n-am cum să iau ăsta de aici. Ai, 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 cum e, mă, așa ceva de aici? Nu prea mi-au cine știe ce value de aici. Hello, Greystone. N-ai, mă, ce să verifici. Ni se repare o amărtă de minge, nu pot. Mă, vezi că masa asta e 100 și ceva. Greu. Greu. Hai, dă astea. Punem și noi acolo ce putem lua, că nu o să le pot lua pe toate, asta e clar. Asta e absolut clar, n-am cum să le lua pe toate. Dar presimt bani mulți. Dăm banii mei, fii atent. Parcăm astea pe aici și luăm și astea mai mici. Ce mai e pe aici? Și o să avem cum să ne luăm o tonă de bani după. Luăm și ceaunul ăsta, capacul ăsta, ce-o fi. De cazan. Nu l-am pus bine. Ok, cred că stă. Oricum și așa totul ce atinge mașina frizuiește masiv. Bun. Dăm o chiuvetă asta de aici, că mă jur că n-am loc de ea. Cum și oala asta așa frumos. Fede că facem loc acum direct. Dar cred că puteam să deschid și trapa de la... De aici. Da, puteam să o deschid, dar îmi dă peste cap restul Feng Shui-ului. Chiuveta clar n-avem cum să o luăm. A doua minge nici atâta. Să luăm astea mai întâi. No, a doua minge n-are nicio șansă, despre ce vorbim. Aaa, era așa. Bă, mingea mea, ce naiba? Bă. E fantomă. Nila e fantomă. Bă. Mamă, vezi că e jale. Ok, hai ca asta nu putem să o luăm. Dă urățenia asta ce-o fi. Era tare dacă flicărea lumina, știi, cât timp stăteam pe aici sau ceva. Ok, repede. Bun. Și acum mergem în Burberry să vindem astea. Aoleu, deci astea de aici chiar sunt destul de scumpe. Și
Și bine, trebuie să ne ducem să ne culcăm, că n-avem cum altfel să luăm ce ne interesează. Gen să luăm lucrurile de astea. Că ăștia au programa, o alea, nu putem să rezolvăm. Mamă, dar uite câte prostii avem. Dacă asta nu dă de reputație cu bărbării de să-mi sară creierii, eu mă supăr. Deci mă supăr. De-a bine, hai că ne auzim acum. Stai că nu mai găsesc, că m-am pierdut pe aici. Mergem, vindem ăsta și punem ce acasă. Oare ne lasă ăsta unde se vindem? Hai că ne lasă să se vinde. Trebuie să ne ducem acasă, cum ar fa. Mama e de treabă. Putem lua o casă de pe aici la îndemână? Să crezi cât mă costă. Adică vă casa asta. A, nu e asta, e asta de aici. For sale. 5200 per week. Păi și cum intrăm în posesia acestei căși? Nu știu, s-o cumpăr, nu? Nu pe aici înseamnă. Țai de viața ta. O, deși aiurea că nu te lasă să faci nimica noaptea, ești complet constrâns. Complet constrâns. Acum stânga și tot înainte ar trebui să fie. Asta că facem zi. Și vedeți voi după aia că nu o să vindem tot ce avem în spate aici. Facem miliarde. Miliarde, ascultați voi la mine aici. O să mă credeți. Uite mă, pe domnișoara de moravuri ușoare. S-a pus la cost de stradă pe centură. Așteaptă prada. Na, bele. Vezi că știe să se parcheze singur. Oh, ups, nu e baie aici. Somnușor, yes. Wait, ce ai zis? Items outside? Oh, profit. Profit, Dumnezeu cu... Oare din cauz? N-am apucat să citesc. Deci oare tot itemurile mi s-au întors la aia din junkyard sau s-au resetat? Deci nu poți, mă, trebuie neapărat să... Asta ori... Deci trebuie să le vinzi? Mamă, deci nu cred ce scam mi-am luat. Vai de mine. Nu pot să cred. Eu sper că e o glumă proastă, mă duc acolo direct la junkyard să vedem. Na, și ăștia n-au deschis decât deschid de la 98, 20 și ceva, nu pot să cred așa ceva. Bă, deschideți, bă, prostiile astea, că deja îmi sare inima din piept. M-ai făcut să pierd, bă. Rinauna, crescut Rinauna. Hai să ne luăm și alea de deblocate. Mamă, de eu sunt acum curios de itemele alea, dacă le-am pierdut de tot sau sal. Deci de acum o să știm. Vindem tot, nu mai mergem la auction-uri târzii. Că altfel stăm toată noaptea și așteptăm. Bro, zi, te rog, că ai găsit ceva bun în chestul ăla. Adică n-au, o să aflăm imediat dacă a găsit sau n-a găsit. Open. Mamă, vezi că ne-a găsit. Ne-a găsit Silver Banger. Să-l ducem la appraisal. Am pierdut item-ul. Bro. Așa. Mergem să vindem ăstea și după aia... După aia mergem după celelalte iteme și mă duc să verific junkyard-ul prima dată. Stai curios să vedem dacă e ceva acolo, dacă nu... We're fucked. Seam că am mirosit niște bani. Bă, dă-o încolo de chest. Cum să nu faci, frate, cu chestul ăsta? Gata. Tu-i mama ei de viață. Ia de aici. Ok, și cu ăsta trebuie să ne ducem la ăla de artist să verificăm acolo ceva. Ne auzim. Well... Rip banii investiți. Mamă, ce mizerie. Băi, ce mizerie. Aia e, mă, greșeala mea, dacă n-am apucat să citesc din instinct. Am dat yes, nu știu ce, și aia a fost. Mamă, am pierdut toate itemele, bă, îți dai seama? Hai că mergem să recuperăm din bani, dar... Mamă, 500 gauri în buget, bă, băiatule. Am pierdut miliarde, bă.
Doamne, bă, ce prost sunt, șans. Fii atent, mă, că o să avem bani acum, îți punem bani deoparte și o să ne iasă schema. Hai că ne mai iese schema de acolo. Așa, hai că măcar putem să dăm ăsta și să luăm cealaltă treabă. Ah, ce mi-ai dat, mă? Cât valorează prostia asta de țansat aici? 101, hai că e bine, dacă nimic. Mai mergem și la de comic books mai în față. Mai voia să meargă mașina, dintr-o dată a zis sală. Ok, și cred că trebuie să ne punem un auction undeva fix lângă, lângă noi, în orașul ăla. Dar o să iau auction-ul când ajungem aproape în oraș, că e jale. Altfel n-avem nicio șansă. Dacă îl pun de pe acum, poate pun unul care la 5 minute distanță să te fie gata și n-am cum să rezolv. Bă, dar am de recuperat bani, trebuie să fiu foarte safe de acum la auction-urile astea. Că e jale. Zi, te rog, că comic book-ul ăsta valorează mai mult de 3 dolari. Unde, mă? Mă, dar bine că le las aici. 148, bă, vezi că ne facem încetul cu încetul banii înapoi. Ne facem banii. Bă, ne auzim în partea alta orașului când rezolvăm și niște treburi. Hai să ne facem un pic de bani înapoi. Și vedem după ce rezolvăm. Țai de mine. Ok, ne-am întors în punctul de unde a venit, doar că avem mai multă reputație, iar acum o să mergem la un auction undeva aici și o să încercăm să strângem cât mai multe iteme să le vindem. Deci asta e auctionul de început, aici practic tu trebuie să-ți faci VAC-ul ca după să te muți în orașul celălalt, știi? Logic, ai că m-am dus bine. M-am dus bine, ce aveți? Respect pentru munca depusă. Pot să o colesc prin spate pe aici? Hai că așa vedem și noi lumea de pe partea asta altă. Hai că am putut măcar atâta. Dar poate nu mai încheleste banii. Ce vinde, ce vinde? Mamă, câta canapeaua! Nu mă bag. Ok! Ok! Aruncă-mi cu banii. Yeah! Hai, hai, hai! Gata, mă, s-a luat ce aveți. Faceți-mă loc! Clay jug, un trombon, un dovleac, un aragaz, chestul. Bro, nu știu cu canapeaua ce o să facem. Legit nu știu să facem canapeaua. Măcar putem duce lucrurile în calitate de bad. Știi, și putem să facem ceva. Deci din broken putem să ducem lucrurile în bad. Ok. Aaaa, dă canapeaua. Asta o să fie jale. Oh, asta e un fel de reset button. Bun. Canapeaua instalată, aragazul. Bun. Luăm dovleacul. Firar. Nu prea funcționează dovleacul așa cum doream. Am mă, cu astea toate scoate niște bani înapoi, fiți atent, avem 600, după ce vindem astea luăm mai mult. Cum era să spargă? Noroc că n-avem fizică realistă în jocul ăsta, gata, ne mai trebuia fizică realistă. Mă, măcar nu avem ceva ce nu putem aprecia noi prețul. Măcar atâta. O, nu. Om, am făcut niște mici atingeri care nu trebuia făcute. O, la terenă de verificat item-ul. Bă, dar e o leacă nasol o treabă. Că să vedem cum facem cu chest-ul, trebuie să o întorc după el. Om, deci nu ne trebuie o mașină neapărat mai mare, e jale. E absolut jale. Ok, piece of mask, asta are și o să vină undeva pe aici. A? Dar cu alea două mari ce facem noi?
O, mai era și cutia asta, cartea asta. No, cred că o să mă duc cu astea să le vând, că e aici aproape. Și după aia vin și cu celelalte. Firar să fie. Bă, 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 cred că mi-a picat de mașină. M-a picat lucruri de mașină. Când am pus frâna aia. Sper că n-au plecat foarte multe. A, nu poate să... Nu! Nu pot să cred. Nu, stai aici. Firar. Ok, văd că stă. Ok, pare că n-a mai căzut ceva, dar cred că mai e acolo o chestie, o să încerc să-mi aduc aminte de ea. Mamă, deci ce jale cu itemele astea, bă. Ah, ce jale. Mă, da, stai locul aici. Sper că mi se pune ca item pe care vreau să-l vând. Da. Bun, vezi că am făcut bani. Vezi că am făcut bani. Stai un pic pe profitan. O, nu, trebuie să băgăm benzină. Vezi că ne-am dus bine, măcar. Suntem pe semi-plus. Dacă mai facem un pic, facem mia. Facem miuța. E, mai mult încerc să fac quest-ul ăla cu level, știi? Build your own pawn shop in Blueberry. Poți să faci asta? Băi, cum faci asta? Mamă, cum îți construiești propriul pawn shop? Să mor de știam. A, uite-mă. Aici. Level 10. Da, îți trebuie level 10 ca să faci pawn shop-ul. Vezi că e de muncit aici. E de muncă grea, mă, îți rup spatele pe jocul ăsta. Ce drept e destul de grindy, n-am să mint. E un pic destul de grindy. Da, recuperăm noi, nu este o problemă. Hai să ducem aici să luăm ce ne mai interesa. Și mi se pare că a sărit ceva de mașină și a venit undeva pe aici. Dar nu, mi s-a părut doar. Oh, ăsta e un altul. Trebuie să mai luăm unul. Nu știam că poți să te înscrii. Deci dacă ai o locație preferată, te poți și direct acolo dacă nu le știi după nume. Ok, cred că o să luăm și ăla de acolo. Atât. Mai luăm și ăsta. Era bine dacă se închidea toată nebunia, știi? Așa, hai să vedem aici. Te-a zucem și ăsta dezgolit. Ia, îmi place storage-ul ăsta. E simplist, dar cred că putem vinde ceva. Putem să-l luăm maxim cu până 200-210. Come on! Hand move! Follow! Yep. Yeah! Să-i maximum. Bucuda. Never mind, am mințit. S-ar putea să fi dat puțin cam mult. Am dat un pic cam mult, nu mai contez. Candelă, instant sale, instant sale. Oh, încă un chest. Verificăm și chestul și ciocanul. Putem să reparăm ăsta, creștem valoarea. Un dovleac quality normal, instant sale. Food container. Mai reparăm și noi ce putem repara. De asta pentru copii. Încă o... Oh, am crezut că e altceva ăla. Bro, încă o cadă de asta gigantică. Îți bagi joc de mine? Oh, alea, ok. Cred că iau chesturile astea ca să le duc lui ăla. Știi? Să fie viața mai simplă. Și apoi voi de restul ce fac. Hai să luăm astea mici. Aia mare rămâne. Rămâne ultima. Ok, prea de tot de luat. Deci, mi se pare prea de tot de luat aia de acolo. Bun. Luăm și uneltele.
Și avem 600, eu zic că o să facem bani, la urma urmei facem bani. Nu la fel de mulți bani pe cât era să facem dacă nu făceam prostia aia cu itemele. Pe care stăteam afeca, știi, până... Până se făcea zi și aia era. Și vindeam și noi astea. Ce drept, toată treaba asta cu programul te poate da ușor peste cap, dacă nu ești atent. Poți să pierzi miliarde. Ok, nu cred că are sens să mă chinui să mai îndesc ceva, sau? Capești prostia asta pe deasupra? Stai așa. Respect pentru stacking-ul de pus? Vezi că am căput? Băi, nu pot să cred că am căput ăsta. Mergem să vindem totul aici la ăsta și după aia băgăm și chest-ul la verificare. Și ăla e. Rezistă ele acolo, nu contează. Ia la frate. N-am verificat ăsta, mă? Milestone unlocked? Rare figurine? Dar ce, mă, am chest... This... What? A, i-am văzut și alea, mă. A, o să trebuie dus la verificat în partea aia altă. Hai că mai ducem dacă e. Bun, și asta înseamnă că de acum am propriul meu new action tier has been unlocked. Oh, deci nu așa deblocăm ăsta, nu? Păi și eu tot nu știu cum faci acolo. List item for sale at pawn shop. Mă bate puțin ăsta. Nu știu cum vine toată schema asta, dar rezolvăm noi. Și... avem auction-uri noi. What's in the box? Uite că începe la 135 tools. Mai trebuie bănet pentru astea, dar oricum, boys, noi o să continuăm cu jocul ăsta data viitoare, dacă mai vreți să vedeți un clip cu el în care încercăm să obținem cât mai mulți bani. Acum suntem ce drept pe profit, dar puteam fi pe mai mare profit dacă eram atent când am mers să ne culcăm. Dar, oameni buni, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!